Continuăm tot pe 10 aprilie, după ce m-au uimit piticii, să văd acum ce fac căi mari. Aia piticii sunt extraordinari, da? Ar fi extraordinar și pentru mine să am numai din ăia. O să vă zic motivul, că nu prea îmi plac mie ăștia mari. E cam frică de ei. Dacă o să spuneți, da. Ce apicultorii e frică de coloniile mari, când toată lumea și le dorește mari. Bine, în perspectivă zic acest lucru, normal că toată lumea îi plac aceste colonii mari. Dar să vedem cât de mari, că ăsta nu știu dacă e chiar așa mare, dar vecinul lui știu că e măricel. Nu, ăsta nu e așa mare. Vecinul lui e mare. Da, să vedem cum e și ce voi face cu el. Ce voi face cu el? Da, el e pe post de extindere. Și să vedeți ce frumos se va extinde. Eu l-am umplut cu diafragma stânga în dreapta. Am avut grijă de el să fie mare și frumos. Deci el este acolo 1, 2, 3, 4, 5, 7 rame. Teoretic îl închei în 10 rame și pui capul. Deci ăsta e, aceasta e soluția pentru această colonie. Nu-i mai trebuie atâtea uluce din astea, îi las numai 3. Ajunge pentru acidul formic. Să-l curățăm și pe el de varoa. Nu-l curățăm în totalitate, dar așa cum am gândit eu că-i tot pun câte un pic la câteva zile, arată bine. Arată bine, se tot pice din varoa. Nu m-a supărat deloc ca până în septembrie tot câte 5-6 să-mi pice. Ar fi un lucru foarte bun. Da, el a venit până aici și a început să construiască la 2 rame după diafragmă. Deci aici îl punem la 12 rame, îl ducem. Îl ducem în 12 rame pe ăsta. Să văd dacă se vede bine. Așa, și să văd, deci a început să-mi construiască la a doua ramă după diafragmă. Geaba la unul mare când începe să eclozeze albina, să umple lada. Așa dintr-o dată te trezești cu lada plină. Și aici avem nectar. Nectar, oare extragem? Oare chiar extragem miere de la așa ceva? Hai că-l pun aici deocamdată. El mi-a umplut aici totul cu miere după diafragmă. Eu i-am dat, el mi-a dat. Facem schimb. Eu îți dau ție, tu îmi dai mie. Cam așa ceva a făcut albinele astea cu mine. La miere. Miere. Ia să mă uit eu mai bine. S-ar putea să fi venit matca aici, dar n-ar avea de ce, că are ceva rame. Masca nu a ajuns, dar dacă întârziam eu încă vreo două zile, e pregătit acolo de oa. Și să vedem ce treaba a făcut. Acum trebuie să mă duc până în capăt. Trebuie să vin până în capăt la el și să vin cu mai multe rame goale, da? Miere, miere, miere. Ia să-l îndrept un pic aici. Era tot construit. Nu mai vine stăpânul, dăm pe din afară. Așa. Opa! Asta e miere mai veche, dar și proaspătă. Deci se poate
extrage la astfel de colonie, mierea normală aș pune-o în buzunar, așa e logic, adică în partea aceea care funcționează ca un cat, dar încă nu știu exact, clar e că trebuie rame goale. Avem un beca, să vedem, e cu minte, becau, coada neagră, corpul galben, beca, da, este o fică din care le-am avut eu, am făcut mai multe atunci, îmi las așa un pic de spațiu. Un pic de loc să pot manevra ramele. Totul e bine lucrat. Larve și puiet căpăcit. Mă duc direct la capătul, la penultima ramă din capăt. Așa. Mă duc direct să văd ce e pe această rană. Deci este puiet și larvar. Bine. Asta e rama cu mâncare, numai că becaurile au nebunia asta, că s-ar putea să vină cu ouă până aici. Dar nu, că e mâncare. E mâncare și polen. Foarte bine, o grămadă de mâncare are. Pe lângă că au instinctul mic de roire, mai și îți umple stupul cu albina. Așa. Rama aia va trece lângă perete, e cea cu mâncare, e rezerva coloniei, e rezerva stupului, această ramă, 4 kg, 3 e rezerva, nu știu, pentru o săptămână probabil. Și să aduc câteva rame. Și că eu aduc rame goale, mai că nu mai am rame goale, am numai rame cu miere. Eu am fost pregătit până în luna lui mai cu miere, da? Cine se gândea că această lună aprilie o să fie așa de caldă? Oare câți dintre apicultori au fost pregătiți pentru această lună? Bun, am adus eu ceva rame goale aici, aproximativ goale, oricum o să fie mai gol decât până acum, mai au cât un pic de miere unele mai au un pic de miere. Le curăț. Hopa. Mai aveam eu o daltă la îndemână. Am găsit-o. Îmi trebuie o daltă mai ascuțită pentru curățarea la rame. Așa. Și să-i dăm bice, să extindem cuibul. Mai ales că ăsta e și plin cu miere. Acum
întâmplător sau nu, becau aduce miere și sunt și blânde. E o albină blândă. Așa, deci două rame pun într-un capăt, în astea goale. Două rame într-un capăt și două rame în capătul opus. Și să vadă cam cât loc o să se facă. Tot așa cu un pic de miere pe ele. Când extind la maxim, procedez îngrădirea cuibului. Deci două într-un cap, două în cealaltă, cuibul pe mijloc. Așa, în regulă să văd dacă are ouă pe asta sau nu. Văd ce-i cu rama asta. A, nu, e bine. E bine, e cu mâncare. Trebuie lăsat și mâncare. Așa, și acum vin cu ramă goală. Deci ăștia măricei, cam asta e treaba cu ei. Nu extins cu câte o ramă, fiindcă nu mai ajunge. Are mult puietă de extindere. Așa. Sper să pot introduce o ramă acolo. Bine. Și aduc și ultima ramă. Cu care voi duce la maxim acest stup. Mierea care o avea acolo, puțină i-am dat-o cu mașina și acum băgăm ultima ramă. Asta e tot timpul cea mai greu de introdus. Teoretic nu mai ai ce să-i faci. Îi aduci aici în buzunar. Ce să-i mai dau? Îi dau o ramă. Tot așa cu un pic de miere. Și gata. Este stup pe 15 rame, deci este o colonie mare, mare, mare. Din partea mea e mare. Am mai văzut eu pe unii cu 10 paturi pe stup și albină pe aici colo. Așa. Nu trebuie 10 caturi, pui atunci caturi așa când se frică că ți intră molia în stup. Așa. Dar vorba aia, fiecare face cum consideră că e mai bine.
Așa. Acum să-i punem și lui un pic de formic. Punem un pic de formic. Coloniile astea mari sunt și înmulțitoare bune de varoa. Mai ales că la marginile cuibului, în cele două capete, varoa își reduce timpul de dezvoltare. Cuibul coloniilor de albine spre mărgini este mai rece și acolo îi place și domnului varoa să se dezvolte. Fiindcă albinele întârzie un pic cu eclozarea, ajunge câteva ore să întârzie, deci în a 21 de zi, nu? Dacă întârzie la 21 de zile și 12 ore eclozarea cuilor de albina, deja s-ar putea ca să iasă 3 varoa matură din celule, din celula în care a intrat. Deci intră una și iese afară mama cu cele două fiice tinere. Și la rândul ei va infecta 3 celule, de unde vor ieși, cât? 3 ori 3? 9! Și asta doar în 21 de zile, din 3 ai 9 varoa. Și din 9 varoa ai 27 încă în 21 de zile. Și în 2 luni de zile, din 3 varoa ai 50. Asta e problema cu domnul varoa. Trecem mai departe. Acest sub deja este la maxim. Știu că l-am extins la maxim. Această colonie este cea care a intrat cel mai mare în la iernat. A fost cel mai frumos. A intrat în 8 rame la iernat. Și se pare că nu am ce să-i fac decât să-i pun acid formic. El este foarte, foarte bine dezvoltat. Nu mai are rost să... Aceste rame, odată ce s-a extins la maxim, singurul lucru care îl mai pot eu face este să-i aduc după diafragmă rame. Dar asta mă uit acum și să văd cât am împins aici. Cât de mult am împins după diafragmă. Dacă în aceste rame are loc de lucru. Este loc de lucru, încă nu este nicio problemă. Da, e perfect. E perfect. Când o să umple el aceste rame, să zic așa, de văd eu că nu mai are celule de lucru, adică celule de lucru ce înseamnă? Trebuie să aibă celule goale în care albina să intre și să iasă cu mierea, cu nectarul, pentru a-l ventila. Așa, deci ăsta îi pun numai formic. Vedeți, cu ăștia mari nu prea mai ai de lucru. Când l-ai dus la maxim, e gata. Singurul lucru ce îmi port mie de grijă e să-i fac acest tratament odată la 10 zile aproximativ. Sau când o să mai ajung la el și văd că s-a evaporat complet, îi mai punem acid. Foarte fain.
Iată și asta ar fi pentru vânzare, ar fi ideal. Ideal pentru vânzare. Așa, am cam terminat pe ziua de azi, mai am o singură colonie, dar în mare s-a cam înțeles despre ce e vorba. Mâine o să scot matca beca cumpărată din ladă, am făcut rost de două lăzi, așa că mă voi ocupa de ea mâine. Până data viitoare, numai bine!